Luna iunie debutează la Teatrul Național cu premiera spectacolului Bang. Spectacolele se vor juca pe 5, 6 și 7 iunie de la ora 18 la Sala Studio Ion de Sârbu. Bang este o piesă despre sentimente politice, despre dorința irațională de explozii și senzații în sfera politică, o satiră mușcătoare despre dorința de a fi macho pentru liderii care oferă soluții simple problemelor complexe. Este o conferință care va face Bang. Și pe scenă va face, începând de mâine, 5 iunie, 6 și 7 iunie sunt primele trei reprezentații. Practic, așa cum v-ați obișnuit deja, noi numim premieră tot ceea ce se succede, practic, premierei, așa că avem trei date pe care le putem numi premieră, 5, 6 și 7 iunie. Spectacolul este regizat de Teodor Cristian Popescu și alături de el ne-au mai însoțit în această zi Andrei Raicu, sound designer, Mihai Păcurar, scenograf și George Albert Costea, personajul principal al acestui spectacol. Marius von Mayenburg este autorul și o să-l las pe Cristi să povestească mai mult despre acest text, de ce l-a ales și cum s-a născut el la noi pe scenă în sala I de Sârbu. Aș vrea să spun despre Cristi că a plecat în urmă cu 31 de ani din Craiova, deci este craiovean, născut aici, dar și-a construit cariera peste tot în lume, în SUA, Canada, Europa, are peste 60 de spectacole făcute, unul dintre ele fiind acum 22 de ani în acest teatru. E a șaptea mea montare pe un text de Mayenburg, a devenit și subiect de glume când sunt întrebat ce montez și anunț un nou text de Mayenburg, lumea râde. Și anul trecut când l-am invitat la București la o conferință a Colegiului Noua Europa, am încercat să înțeleg de ce montez atât de multe texte de ale lui. E un dialog lung pe care l-am avut cu el și o să-l publicăm. Mi-e greu să vorbesc despre spectacol fără să dau o cheie de lectură. Nu vreau să fac asta. Nu vreau să zic eu ce e acolo și cum trebuie citit. E un material foarte bogat, plin de straturi, sunt foarte multe și destul de prezente simultan. Despre spectacol și despre rol, cred că e un foarte bun moment ca publicul din Craiova să aibă o legătură cu dramaturgia lui Marius von Mayenburg. Textele lui sunt cunoscute în România și e foarte bine că Mayenburg va fi cunoscut, sper, și de publicul din Craiova. E un text foarte complex, vorbește pe foarte multe paliere. Din punctul meu de vedere, e foarte sensibil subiectul legat de clash-ul între părinți și copii. Ca scenografie și video e destul de deschis interpretărilor. Am încercat să creez un spațiu destul de ambigu care să servească mai mult energiei și atmosferei spectacolului pe mai multe paliere. Așa că nu vreau să duc din nou niciun fel de direcție așteptările voastre. În schimb, aș vorbi foarte scurt de ceea ce a fost în spatele producției, ceea ce mi se pare că a fost probabil cea mai pozitivă experiență pe care am avut-o până acum în ceea ce privește relația cu oamenii din teatru și procesul care a mers foarte, cum spuneam, foarte pozitiv, foarte, foarte lesne. Pe lângă George Albert Costea, din distribuția spectacolului, mai fac parte actorii Iulia Colan, Vlad Udrescu, Raluca Păun, Cătălin Vieru, Liviu Topuzu, Romanița Ionescu și Alex Calangiu.